Uleiurile esențiale sunt considerate cei mai puternici antioxidanți naturali, cel mai elocvent exemplu fiind uleiul de cuișoare, care are capacitatea antioxidativă de 40 de ori mai mare decât fructele de goji. Toate uleiurile esențiale sunt încărcate electric, având frecvențe electromagnetice care variază între 50 și 320 de MHz, știindu-se că un om sănătos are o frecvență cuprinsă între 60 și 68 de MHz. Utilizarea uleiurilor esențiale se presupune că ridică frecvența la valori la care boala dispare. Despre uleiurile esențiale a vorbit la Roman medicul primar de medicină generală Carmen Pletea din București. Carmen Pletea s-a aflat la Roman la invitația medicului Gabriela Popovici, care a organizat un simpozion pe tema uleiurilor esențiale. Carmen Pletea este medic, dar de asemenea terapeut, consultant pentru produse naturiste și organizează frecvent cursuri Theta Healing în București și în provincie. Vă prezentăm un scurt fragment din simpozion. Înainte de toate, înainte să începem cu adevărat să discutăm despre această temă, mi-am propus să vă ajut să cunoașteți odată în plus calitatea și beneficitatea anumitor uleiuri esențiale, fapt pentru care o să primească fiecare dintre dumneavoastră un pahar cu apă în care vom pune o picătură de ulei de lămâie. De ce am ales uleiul esențial de lămâie pentru această zi? Pentru că este foarte cald și ne ajută să ne răcorim, dar are un efect de refresh asupra noastră. Da? În afară de asta, uleiul de lămâie, ca majoritatea uleiurilor esențiale extrase din citrice, au efect de curățare, de purificare. Deci curăță receptorii celulari, pielea, intestinele, rinichii, ficatul. Da? Bun, am să trec pe la fiecare și o să punem o picătură de ulei de lămâie, ulei esențial și o apă de livoare. Doamna doctorul, cum să nu puteți, doamna, să-i trebuiesc cu apă? Da. Deci, folosim doar o picătură. Picătură de ulei esențial conține 40.000 de molecule. La nivelul corpului fizic, uleiurile se pare că susțin și echilibrează sistemul endocrin, sistemul circulator, sistemul digestiv, dar și sistemul nervos. Pentru uz intern se folosesc una-două picături de ulei de lămâie și de portocal la un pahar de 250 de ml de apă. Pentru insomniaci și depresivi, cu mare succes se poate folosi uleiul esențial de lavandă.